Un nou record mondial pentru alpinista de 13 ani, Dorgeta Popescu. Adolescenta a urcat pe vârful Ghiluii de 4.367 de metri din Papua Noua Guinee. Odată cu această escaladare, adolescenta a devenit cea mai tânără alpinistă din lume care încheie cu succes ascensiunea pe Ghiluii, cel mai înalt vulcan din Pacific. Dorgeta Popescu are în palmares mai multe recorduri mondiale de vârstă. Până acum ea a reușit să cucerească 6 vârfuri din circuitul Seven Volcanoes și a escaladat 4 din cei 7 cei mai înalți munți de pe fiecare continent din circuitul Seven Summits. Adolescenta, care este legitimată la Clubul Sportiv Montan Altitudine din Râșnov, își dorește să fie prima alpinistă din lume care reușește să încheie circuitele Seven Volcanoes și Seven Summits. Până acum, doar 8 bărbați au reușit această performanță. Dorgeta Popescu a obținut primul record când avea 10 ani în august 2013, devenind cea mai tânără alpinistă din lume care a atins vârful Ararat de 5.137 de metri. Până atunci, recordul aparținea surorii sale, Crina Coco Popescu, iar reușind să escaladeze acest vârf în 2007, când avea 12 ani și 6 luni.